proiectul pe Ștefan cel Mare a mers mai greu. În marea majoritate a cazurilor din motive obiective. Aici s-au suprapus trei proiecte. Noi nu puteam să lucrăm, să așternem granitul până când nu rezolvam problemele din subteran. Iar în subteran am avut două proiecte. Una la Raja, care a întârziat din motive obiective și l-am amânat vreo două luni de zile până am găsit eu o soluție în care să poată interveni și să schimbe tot ce înseamnă infrastructura de apă și de canalizare. Și alt proiect a fost al nostru, pentru că tot pe aici, așa cum vedeți în Canivore, am avut instalația de încălzire. Și a trebuit să schimbăm și toate conductele pentru instalația de încălzire aferentă sistemului din zonă. Hey, aici e ca un puzzle. Trebuie să le aștept una peste alta, într-o urne prestabilită. Și în final, cred că în vara asta ne putem bucura. Ceea ce vedeți în momentul de față, încă în șantier, va căpăta o față, hai să spunem, cât de cât comercială.